Sfera evidenței populației, înfrumusețarea orașului, strângerea contribuției locuitorilor pentru executarea lucrărilor, asigurarea liberei circulații în oraș, apărarea orașului, organizarea pazei contra focului și inundațiilor, asigurarea verificării recrutărilor din județ, desfășurarea alegerilor, afișarea publicată stabilă și echidistantă în cadrul structurilor noi societăți. Dânci de aspre, din munți, tot clopotul de cântec viu, și le plătesc în gând cu o sărutare și le trimis spre vor, brav polițiști buzoieni, acum, în zile sărbătoare. Noi, copiii, suntem cele mai frumoase flori care vă luminează sufletul și vă bucură viața. Noi suntem primăvara lumii, inspirația întregii omenirii, sufletul pământului. Universul nu a inventat o bucurie mai mare decât sufletul și sufletul unui copil. Stimați? O prefață pe care am scris-o pentru albumul de fotografii pe care l-am lansat cu această ocazie. Nu în ultimul rând, acest text a fost folosit la expoziția de fotografie care a fost organizată și este încă în funcționare la Galeriile de Artă. Poliția, job, o simplă clădire, familie, uniformă, acasă, mașini strălucitoare cu lămpi colorate, cu lumină intermitentă la care visăm cu toții încă din copilărie, nimic din toate acestea și totodată puțin din fiecare, reunite într-un tot unitar, în ceva care pentru cei mai mulți dintre noi polițiștii se confundă cu însă viața noastră și a alor noștri. O stare de spirit nobilă, cu emoție, cu bucurii și necazuri, cu împliniri și eșecuri, din care ne hrănim zilnic și din care de multe ori le împărtășim și celorlalți. Cine suntem noi? Mai suntem oare noi? Doar noi? Nu cumva ne găsim, dincolo de trupul și simțirea personală și în zâmbetul copilului care ne privește la lecțiile de educație civică, atunci când suntem proximiști? În ochii umezi ai bătrânii care își primește înapoi din mâna noastră bunurile furate de ceilalți, atunci când lucrăm la judiciar, ori chiar în atenția, nu de puține ori însoțită de respect, a participanților la trafic atunci când veghem drumurile publice, mai mult sau mai puțin, la propriu sau la figurat, înzepezite, atunci când purtăm coapa albă a poliției rutiere. Și la întâlnirea sentimentului de securitate în rândul cetățenilor. Vă doresc sănătate, putere de muncă, prosperitate pentru dumneavoastră și pentru familiile dumneavoastră. Vă mulțumesc! Bună ziua! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o să fiu astăzi invitat la acest aniversar, la Ziua Poliției Române, de fapt este mâine, dar încă o dată vă mulțumesc pentru această invitație. Vreau să vă mulțumesc și în numele cetățenilor județului Buzău pentru curajul, abnegația, profesionalismul de care dați dovadă pentru un climat de liniște și ordine în județul Buzău. În afară că vă mulțumesc domnilor voastre, doamnelor, domnișoarelor, domnilor polițiști, vreau să mulțumesc din tot sufletul meu, familiilor dumneavoastră, care vă înțelege zi de zi. Vreau să vă mulțumesc la toată lumea care sunt alături de instituția dumneavoastră. Nu vreau să uite nimeni că fără instituția dumneavoastră, care este un pilon de bază în societatea românească, aproape nicio instituție a statului nu și-ar putea desfășura activitatea într-un climat normal. Înainte, pe ocazia aniversării celor 195 de ani de la înființarea a ceea ce numim acum Poliția Națională a României. Probabil sunteți cea mai veche instituție care funcționează în statul român. Este foarte important pentru evoluția și a țării și a acestei comunități să vă faceți datoria să avem un mediu propice și favorabil dezvoltării comunității noastre. În ceea ce mă privește, fac eforturi deosebite să schimb viața acestui oraș și
Și în această acțiune foarte importantă, activitatea dumneavoastră este extrem de necesară. Sunt foarte multe probleme, dar nu mă voi lăsa și împreună cu echipa mică, mare, care o am la dispoziție, voi încerca să schimbăm fața acestui oraș, pentru că până la urmă și dumneavoastră și cei care am fost aleși, încercăm să facem o viață mai bună pentru concetățenii noștri. Ca reprezentant ales, vă doresc la mulți ani în numele tuturor buzoienilor și vă asigur de toată disponibilitatea și, eu știu, capacitatea de a conlucra împreună spre mai binele concetățenilor noștri. Vă mulțumesc foarte mult! La mulți ani! La mulți ani! Sunteți cei chemați să asigurați siguranța cetățeanului, drepturile și libertățile noastre. Pentru toate acestea și nu numai, vă adresez un mesaj de respect și de apreciere din partea colegilor mei, a tuturor magistraților buzoieni. Vă urez multă sănătate, vă urez de asemenea să aveți putere de muncă, să aveți determinarea, să aveți șansa. Roman, per 294 din 22 martie, în conformitate cu prevederile și reglementările în vigoare, se avansează pentru merite excepționale în activitatea profesională, în gradul profesional următor, înaintea îndeplinirii stagiului minim, domnul în gradul deci, de comisar de poliție, domnul subcomisar de poliție Șerban Iulian. Îl felicităm și în conformitate cu prevederile în vigoare, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, ofițerii de poliție din Ministerul Afacerilor Interne, care au îndeplinit stagiul minim în gradul profesional deținut, sau urmează să îndeplinească în cursul anului 2017 și îndeplinesc celelalte condiții prevăzute de lege, se avansează în gradul profesional următor, următorii. În gradul de comisar șef de poliție. Comisar de poliție Boancă Tudor Florin. Comisar de poliție Brutaru Daniel Sorin. Comisar de poliție Hagiu Sânziana Tatiana. Comisar de poliție Mihai Răzvan Durăl. Comisar de poliție Mihalache Doilita. Comisar de poliție Mușat Lazar Toru. Comisar de poliție Pistol Eduard. În gradul de comisar de poliție prietenul polițiștilor buzoieni, domnului general Foca. Nu cred că este cazul, și mă adresez în primul rând colegilor mei, să mai argumentez opțiunea noastră. Și cred că este unanimă alegerea noastră. Excedând oarecum fișei postului, aceea de a face o patrulare simplă și de rutină,
și a organizat o bândă într-un loc pe care intuiția sau, cum ar spune Părintele Mila, Bunul Dumnezeu l-a ajutat să stea acolo, la momentul respectiv, a reușit prinderea a trei infractori, destul de periculoși, cu o activitate pe raza mai multor județe, specializați într-un domeniu destul de special, nu o să spun aici pentru că este vorba de dosar încă în lucru, prinderea în flagrant după ce a folosit inclusiv armamentul fără să tragă, bineînțeles, a scos pistolul, i-a somat, i-a culcat, i-a încătușat exact cum trebuie să facă un polițist. Este cu atât mai important și mesajul meu se adresează în primul rând structurile de ordine publică pe care le respect. Este iată momentul în care putem spune că se poate să facem și altceva decât o patrulare clasică și de rutină. Îl felicit și eu pe domnul Apostol, am făcut-o deja la acel moment și sper ca acest mod de lucru să nu mai devină atât de special în perioada următoare. Domnul prim procuror al pachetului pe regimul Auzor, domnul Băsăit.